dragilor, unii au șanse în the pockets, noi avem casă nouă, unii încep școala, noi începem în noul platou, dar trebuie să vedem ce avem pe aici prin jur. Mamă, ce tare este noul platou, sunt super fericită, e mare, e luminos, e plin cu de toate. Ia stați puțin în fața platei. Băi, îți dai seama că dacă asta cade, o să rămân singurul prezentator de aici? Cum adică să cadă? Dă-ți peste gură că avem noul platou, trebuie să avem grijă de el. Are jumătate de tonă, fetelor, vă face afiș. Ce credeți? Aici eu spun și meteo. Ce plasmă șmecheroasă ai pentru meteo, Zizica. Și ia uitați, nu avem doar una, avem, ce credeți, ce e mai bun decât una? Avem două plasme. Avem două plasme la fel de mari și de șmechere, mamă. Ia uite, star matinat. Ce mișto. Te rog frumos să nu primi mâna pe Mircea, că mi-e frică. Lasă-le așa cum sunt, te rog. Wow! Opa. Bă, cum ziceam, mă, că se numește chestia asta lungă, așa și... Nu știu, eu sunt prea emoționată. Stripe de plasme. Stripe de plasme, bravo. Mamă, ce mișto. Wow. Stop, aici... stop, uitați ce poză acolo, ce băie, ce frumușel, ce băiețel. Mamă, ce coleg frumos am, mamă, dar ce colegă frumoasă am eu, ce frumusețe. Auzi, parcă cu nouul platou mi se pare că ești mai frumos. Băi, nu știu, și asta vreau să spun și eu. Voi vă dați pe o plasmă, sunteți atât de mândri de voi, dar uitați câte plasme am eu. Una, două, trei, patru plasme. Uitați cât de frumos, dar ce imagine, așa o să gătesc și eu, așa rețete. Uitați ce bucătărie. Ce tare e. Vă dați seama ce bună a fost plăcinta mea de mere de vineri, dacă am primit așa cadou. Auzi, cred că ar trebui să faci și în fiecare vineri câte o plăcintă. Ba, cu mere, ba, cu dobleac. Zic și eu, bravo, că văd că e bine. Tu chiar ai fost cu minte. Doamne, e super. Tu chiar ai fost cu minte. Hai să vă mai arăt eu ceva. Dacă nu se supără, Nati, când o să vină vreun invitat sau ceva, eu o să stau aici pentru acest tron. Aș vrea să scrie pe el tronul lui Mircea Ieremia. Nu-i niciun fel de problemă, eu mi-am canapeaua cea mai lungă și cea mai confortabilă. Ia uite cât de bine stau. Avem casă nouă, dar și exclusivități pe bandă rulantă. Facem turul casei împreună cu, cine credeți, Ana Maria Prodan. Vă spunem și cine este noul bărbat cu care, cine credeți că este? Bianca Drăgușanu petrece tot mai mult timp cu el. Șoc, șoc, șoc! Avem și super imagini în premieră cu noua iubita lui Tristan Tate. Vă spunem... doar atât, este o super vedetă de la noi. Eu știu pe fată. Avem și super imagini cu Mihaela Borcea și cu iubitul său. Ce surprize a făcut acesta. Vedeți imediat la Star Matinal. Și tot aici vedeți și cine sunt cântărețele care s-au luat la bătaie în public. Au uitat că sunt filmate, au uitat că sunt urmărite. O să vedeți despre ce e vorba. Și dacă tot ai lăudat Zizica că ai o bucătărie nouă și șmecheroasă și bengoasă, cred că trebuie să faci o rețetă pe măsură astăzi, nu? Categoric mi se trebuie. Pare normal. Am o rețetă de toamnă care să ne dea energie pentru toată ziua. Tartă cu ceapă caramelizată. Păi eu zic așa, să înceapă Star Matinal! Yeah!